A fost panică într-un bloc din Drobeta, Turnu Severin, după ce un tânăr a dat foc locuinței. Acesta a încercat să se răzbune după o ceartă cu familia. Incendiul a fost destul de puternic, flăcările au cuprins întreaga încăpere și mobilierul din locuință a fost mistuit de flăcări. Fumul dens a pătruns și în restul blocului. Forțele de intervenție au fost prompte și au ajuns la timp pentru a nu permite flăcărilor să pătrundă și în alte locuințe. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, deoarece acasă nu era nimeni și cel care a dat foc a fugit. Seara trecută, pompierii mehedințeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament situat pe strada Dumitru Gheață din municipiul Drobeta, Turnu Severin. Pompierii au stins imediat incendiu ce s-a manifestat în bucătăria locuinței, nefiind înregistrate victime. Cauza probabilă de izbucnire a acestuia a fost determinată de crearea intenționată a condițiilor pentru a genera incendiu. Un bărbat de 52 de ani a anunțat poliția municipiului despre faptul că la un apartament a izbucnit un incendiu. La fața locului s-au deplasat echipaje, iar în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că în imobilul unde a avut loc incendiul locuiește un bărbat de 35 de ani. Poliția municipiului Drobeta, Turnu Severin a fost sesizată de un bărbat de 52 de ani despre faptul că la un apartament a izbucnit un incendiu. La fața locului s-au deplasat echipaje de poliție, iar în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că în imobilul de unde a avut loc incendiu locuiește un bărbat în vârstă de 35 de ani. Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mehedinți prezente la fața locului au izolat și stins incendiul. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere. În cauză se continuă cercetările, urmând ca la finalizarea acestora să se propună măsurile corespunzătoare.